Bună ziua din nou! Să vă rog, vă ocupați locurile. Încerc să începem, vor veni de afară și ceilalți invitați. Am anunțat personal pe toți să intre în sală. Am un antrenament. Cine a fost la tabără știe. Cine a fost la tabără? Să rog colegii mei să închidem și ușa. Și cei care nu mai regăsesc locurile din spate, o să rog să vină în față. Am făcut o strategie ca să-i aduc aici, în față din mine. Vă rog să veniți. Continuăm această zi. Și aș vrea să rămânem cu un mesaj. Brandurile sunt foarte responsabile de ceea ce se va întâmpla. Indiferent cât de mult visăm și ne dorim să fie viitorul, indiferent cât de mult ne-a dorit să fie el într-un anumit fel, nu se poate întâmpla nimic dacă noi și dacă brandurile nu vom face ceva. E frumos să râdem despre cum am ajuns în momentul ăsta să ne învățăm unii pe alții și să ca o glumă, așa, ca un spectacol live senzațional în momentul de mai devreme. Dar trebuie să ne amintim cu tot că brandurile trebuie să fie adevărați trendsetteri. Asta trebuie să facă ele. Nu doar să verifice bugete și managerii să-ți țină cu mâinile de scaune. Pentru că, din păcate, de ani bun de zile doar asta se întâmplă. Nu face nimeni nimic curajos, toată lumea copiază. Toată lumea vrea să facă ca celălalt, nu vrea să facă altceva nou. Și ieri, cine a fost ieri la ziua de CSR, am văzut companii care fac proiecte frumoase, ONG-uri care fac proiecte frumoase și sunt atât de multe lucruri, atât de tari care se pot face doar dacă vrei și să-l bați pe Apple foarte ușor în România, dacă vrei, totuși ne trăim în România, dar trebuie să pui mâna să muncești și să faci. Și ce consider că este esențial este să nu ne uităm valorile. Ne-am obișnuit atât de mulți ani să copiem valori de la alții din țară sau din altă parte. Și nu mai știm ce înseamnă origine. Nu mai știm ce înseamnă acasă. Cine îl știe de pe Facebook pe Sorin Onișor? Bine ați venit! Și eu tot de pe Facebook știam, până acum jumătate de oră. Și am urmărit pozele lui și am văzut ce punea. Și am zis, la ziua de media și marketing, care este ziua noastră, grea, pentru că vin oamenii din industrie, care toți sunt deștepți și știu. Așa există această mentalitate în industria de media și marketing. Este o zi în care toată lumea știe toate tendințele și nu mai are nimic de învățat. Am zis că trebuie să avem și niște momente care să rupă aceste prezentări senzaționale care tot știm. Că nu știm. Și am zis, trebuie să sun pe Sorin și să-l invit la zilele vis. Și l-am sunat. I-am scris mai întâi pe Facebook, dă-mi, te rog, numărul tău. Și am zis, bună, Marco Oșorelu, sunt de la vis. Bună, nu te știu, ce ai la vis? Bună, știi, eu fac un eveniment, se cheamă zilele vis. Ce, despre ce e vorba, ce să caut eu acolo? Și am zis, vino și vorbește despre ce faci tu. Poze cu satul românesc. Și vedeți, pentru cine n-a văzut, în sală, afară, pe scări, sunt niște fotografii superbe cu ceva ce este lângă noi. Ceva ce am uitat. Ceva ce nu se mai pare frumos, pentru că e urât la țară. Și țăranii sunt și proști, și săraci, și nu sunt consumatorul, și nu sunt interesant, și ce a reușit să facă Sorin și ce reușește el de fapt să facă este să atingă din nou în atenția tuturor că, de fapt, frumusețea adevărată, valoarea adevărată, de acolo vine. Și că oricât de mult vrem să fim cool și tari și cu toate ghegeturile, tot așa îmbătrânim și noi. Doar că ar fi bine să îmbătrânim cu un pic mai multă minte și să apreciem valoarea adevărată atunci când o vedem. Haideți, vă rog, să-l aplaudăm pe Sorin Onișor, fotograf, fotograf, fotograf.
Felicitări! Mulțumesc foarte mult, Marta! Zi, ce ai făcut în dimineața asta? În dimineața aceasta, ca și în fiecare dimineață, de fapt, am trezit cu orele de răsărit. Ce oră ai răsărit? La cum? La 6:00, pentru că cel mai frumos moment al zilei, mai ales pentru fotograf, dar și pentru orice privitor, există momentul răsăritului. La dimineața am fugit într-un loc pe care știam aproape de București, de vorba despre Comana, unde știți și voi acea deltă a Neajlovului. Și acolo la mănăstire, mă rog, e o suită de imagini, de vreo 150 de imagini care se pot desfășura în timpul în care voi povesti eu, în 19 minute și 19 secunde, să vă zic despre ce fac eu. Deci, pe fiecare zi, mă trezesc la ele de răsărit, am un singur stăpân, un singur șef, să spun așa, de lângă nevastă, pe domnul Soare, care dictează ora de trezit. Și în fiecare zi, colind țara dintr-un colț în altul, pentru a putea fotografia ceea ce îmi place, ceea ce simt, ceea ce mă reprezintă. Este vorba despre satul românesc, despre frumusețile naturale care îl înconjoară. În linii mari, cine sunt eu? Ce sunt acum? Lumea îmi spune și am fost anumit de câțiva ani fotograful satului românesc, pentru că probabil fac cel mai multe fotografii în șapucură de la țară, întreagul spațiul românesc. Sunt un profesor de istorie geografie, care a predat 10 ani de zile într-un sat din Câmpia Bunățeană. Tot la sat m-am dus și ca profesor, pentru că mă simt mult mai apropiat de sat, de oameni de acolo, de natură, de ritmurile simple ale naturii, de anotimpuri, lucru care nu se mai întâmplă prea mult în orașe. Marta spunea că așa o întâlnim și noi ca și oameni din fotografiile mele, care sunt și acolo și expuse. Din păcate nu o să întâlnim ca și ei, pentru că inclusiv zilele trecute am întâlnit cu bătrâni de bătrâne de 96 de ani care tădeau cu grebla în statul din jurul Iașului, din ce strănepoții și strănepoții arau copii în spatele ei cu un plug din acela pe cum dacii foloseau în 2000 de ani. Deci eu sunt sigur că nu o să mai putem îmbătrâni așa la 96-97 de ani, pentru că ne-am cam îndepărtat de lucrurile astea simple, de aerul curat la țară, de alimentele acelea tot simple, dar adevărate, pe care le găsim în grădina bunicii. Profesor fiind, am început să cochetez cu fotografia, acum 13 ani, am luat cu mână prima oară, am luat de fotografiat. Mi s-a potrivit această pasiune ca o mânușă, zic eu, și încet, încet am început să fac fotografii tot mai bune, am început să trimit la concursuri, bineînțeles, tema fiind satul românesc și oamenii lui. După ce am început să iau niște premii, am fost cooptat în diverse proiecte, să fac niște albume de fotografie dedicate tot satului. Și așa, încet, încet, am trezit fotograf cunoscut, am fost cooptat tot mai mult în această zonă. Am plecat din Timișoara, am părăsit învățământul cu părere de rău, pentru că nu am mai putut să mă împart între copiii de la școală de acolo și fotografie. Am început să organizez tabere de fotografie numite workshop-uri, cum știți, și le fac tot mai mult, de două ori fiecare lună, în diverse zone ale țării. Am atras foarte mulți tineri și mai puțin tineri din această poveste și cred eu că unul din scopurile pe care mi le-am asumat, pe lângă acela de a promova satele și oamenii lui și frumusețile naturale pe care le are România, scopul meu este să continui să fiu profesor, să continui să educ oameni atât în fotografie, cât și în încercarea mea de a-i scoate, de a le oferi niște oaze, de a-i scoate din mediul urban, iureșul acesta contemporan, gri, rutinat al orașului și de a-i duce în tot felul de sate, cătune, uitate de lume, în Maramureș, Transilvania de Sud, în Bucovina sau în Delta, unde să poată respira, să poată simți altfel, să poată să-și umple sufletul de frumos, să se minuneze de frumusețile țării, ale răsăritului, să se minuneze de ospitalitatea oamenilor, mai ales a bătrânilor, de la țară, oameni care, pentru prima oară când îi vezi, te invită înăuntru, chiar dacă sunt îmbrăcați răcăcioși și murdari, cu mâinile de pământul grădinii, te invită, te pun la masă, te ospătează, te și culcă în camera de oaspeți
și am văzut mulți dintre cei care au venit cu mine din satele României stupefiați, mirați, dar în sensul bun, că asemenea oameni, asemenea simțăminte pot să existe. Și i-am revăzut după aceea, au venit din nou cu mine, au revenit și au schimbat foarte mult percepția asupra vieții, asupra lumii. Unii dintre ei și-au părăsit și slujbele, s-au apucat de altceva, slujbele legate mai mult de sat, de libertate, de natură. Am reușit să înnebunesc străini care, venind prima oară să vadă cum e România, au rămas și ei mirați că poate fi atât de frumoasă, o țară care din mass media din Israel, era fusese destul de prost prezentată și defăimată în ultimii 20 de ani, mai ales în perioada aceea, anilor 90. Aveam o vreme destul de proastă și lucrul acesta m-a supărat pe mine la un moment dat și atunci am vrut cu îndârjire să arăt lumii că țara asta nu este frumoasă, ci că este, și eu cred asta din tot sufletul, că este oricum cea mai frumoasă țară din Europa. Din toate punctele de vedere, exceptând muzeele țărilor dezvoltate sau mai știu eu ce orașe, ce are România, nu cred că au atestate din Europa, pentru că avem toate lucrurile posibile, de la orașe, de la mall-uri, până la sate care chiar par desprinse din poveștile copilăriei. Avem toate anotimpurile, avem meșteri, avem obiceiuri, avem toate formele de relief, avem și acea perlă care este delta Dunării. Deci cred eu și sunt sigur că România este cea mai frumoasă țară a Europei și am arătat acest lucru în ultima vreme, în ultimii 10-20 de ani. Este foarte la îndemână să faci promovare, să arăți ceea ce îți place prin, datorită imaginii și datorită internetului. Nu mai trebuie să ai un birou, să ai o carte de muncă, o cartelă pe care să o introduci în fiecare dimineață, știu unde. E destul să ai un aparat fotografiat, o mașină care să te urci undeva pe un deal, să ai un laptop și internet ca să poți comunica cu oamenii din toate colțurile planetei, să poți să-i hrănești în fiecare zi cu imagini pe care numai tu le vezi, pentru că momentele acestea ale răsăritului sunt unice. Cei care nu au fost des la răsărituri nu-și pot închipui că un răsărit, diverse locuri ale țării, fie pe Delta, Maramureș sau Bucovina, poate fi atât de frumos. E un miraj, un miracol care ține 10-20 de minute când se trezește natura la viață, se ridică roa, cei aburi, se mișcă puțin, apoi soarele îi spulberă și totul devine, așa cum știm noi toți, dar mirajul acela ține puțin și mă bucur că pot face asta în fiecare zi, aproape atunci când vremea îmi permite și nu e în orar. Și pot capta aceste imagini din tot felul de locuri din țară și le ofer, cum am spus, cu ușurință, cu ajutorul laptopului și al internetului, oamenilor care deja de mulți ani așteaptă și din feedback-ul primit pe Facebook cât și pe mail, sunt foarte mulți oameni, mii, zeci de mii de oameni care s-au obișnuit să-și bea cafeaua dimineața privind o fire de poveste dintr-un alt colț al țării sau al lumii și îmi trimit mulțumiri și lucrul ăsta mă determină să fac în continuare la fel, cu aceeași îndărătnicie. Am strânit străini, am un exemplu foarte îndemână, o doamnă, Nuri Castillo de Lourdes, Bustamante, o doamnă pensionară din Chile, care a venit acum 4 ani într-un oșor personal, a văzut cât de frumoasă e România, a mers înapoi și a început să mă tot văzie și după un an și-a vândut casa tot și a venit aici pentru restul vieții ei, cum spunea acel ins în acel film. Și n-am mai scăpat de asta, la mine acasă. Acum merge prin Grecia, a venit acum o lună jumătate stat cu soția mea pentru că a născut și a trebuit să fie cineva grijă de ea, în ce e o mână pe dealuri. Mai am alți străini care vin și sunt cuceriți pentru totdeauna de frumusețea României, din America, din Australia, din Argentina, grămadă de oameni. Totul este să știi ce să le arăți. Dar arătatul ăsta nu a fost ușor. Vreme de 13 ani m-am trezit în fiecare zi, aproape în fiecare zi, înainte de răsărit. Și am pornit din Timișoara cu o Dacie din aceea veche, pe care mulți dintre voi nici nu au văzut-o, poate, dar aminte să o aibă.
să o conducă și să se folosească de ea. Am pornit cu ea spre Maramureș prima oară, apoi spre Delta Dunării, fiind chemat de Televiziunea Română într-un proiect care avea la bază tot imaginea pentru a încerca să rutăm Delta Dunării, anului Delta Dunării. După aceea am avut o altă dace și tot așa, încet, încet, am, pas cu pas, am ajuns în toată țara. Asta înseamnă 13 ani de muncă, în fiecare zi, inclusiv în weekenduri, mai nou decât organizat aceste workshop-uri, acestea au loc în weekenduri și nu mai am nici sărbători, de Paști este, de obicei în Delta, de Crăciun, în Revelion, în Bucovina. Așa că, dacă mă uit în spate, nici nu dau seama, probabil că sunt milioane de ore de muncă, kilometri țesuți pe harta țării, mult, mult nesom, mult, mult sacrificiu, însă, așa cum am făcut și când am predat istorie geografie și acum predau fotografie și Românie la oamenii care vin cu mine, tuturor le zic, pentru a face ceva în viață, trebuie să muncești foarte mult, să faci ceea ce faci cu mult suflet, să faci multe sacrificii și am un film în minte pe care l-am văzut pe timpuri, Amadeusul, Miloș Forman, câți dintre voi l-au văzut, acolo era o sintagmă folosită de Salieri, care se considera campion al mediocrității, campion al mediocrilor și era foarte invidios pe Mozart. Le zic tuturor elevilor mei, mai tineri sau mai puțin tineri, că trebuie să se pună foarte mult suflet și dacă pun acest suflet, pot face și pot realiza absolut tot ce vor ei. Pentru că putem face asta, dar trebuie să știm cum să facem. Probabil în spatele meu vedeți tot felul de fotografii, unele sunt mai amuzante, unele mai triste. Unii mă tot critică că e mult fum în fotografiile mele. Oamenii fumează, dar pe lângă faptul că fumează, fumul, ceața, praful, aburul, în contralumină, e un element extrem, extrem de fotogenic. Așa că bătrânul Vladimir din Poșcăta, Bucovina, Padre din Bucovina, un biroul acelui om care păsește dimineața deasupra norilor, sunt niște momente magice, aceste răsărituri, tot acolo, Paltimul. Mă bucur că am descoperit fotografia și că pot face asta. Un alt exemplu viu și clar despre care pot să vorbesc este asistentul meu, Bogdan Comănescu, care e un exemplu bun în sensul ăsta. Acum 5 ani de zile era angajat la o firmă mare din München și câștiga foarte bine, era singur, avea cont în bancă. Și văzând fotografiile mele, român fiind în Caransebe, și-a dat seama de un lucru, că nu-și cunoștea țara. De dat la mine imagini minunate din tot felul de locuri pe care nici nu auzise. Noi știm și turiștii știu, de Bran, de Turda, de Peleș. Dar pe lângă astea sunt locuri minunate, frumuseți simple, mărunte, dar foarte, foarte speciale. Și acel Bogdan Comănescu a venit la un workshop, poate vin la două și după două sau trei workshop-uri, s-a dus acolo și a dat demisia și a venit la mine și m-a ajutat foarte mult, m-a devenit asistent, fără să îl plătesc, doar ca să aprofundeze fotografia și să își descopere țara, propria țară. Și și-a dat seama că acest lucru nu se mai prea face, nu se prea mai promovează țara asta și că toți sunt tot felul de treburi de turiști și văd la televizor, all inclusive, pachete, nu știu unde, nu știu unde, tot felul de insule, tot felul de locuri. Omul merge acolo și consumă toți banii aia pe care a strâns 11 luni pe an și îi consumă acolo într-o lună pe acel pachet, nu știu de care, și e român, vede tot felul de loc, dar nu-și cunoaște țara. Și încercarea mea este asta, să-i atragă oameni pe tot mai mulți, să vină și vadă țara, să o fotografieze, să folosească imaginele, să o promoveze, pentru că țara asta este tare, tare frumoasă și în ultimii, tot folosim acești ultimi 20-25 ani, vor fi, s-a degradat foarte tare, nu știu ce se întâmplă, a cam dispărut, a cam fost furată și se cam stinge și tot ce am descoperit frumos acum e natura și satele. Iar oamenii aceia din sate, dacă nu o să-i ajute cineva în următorii 10-15 ani, când se vor stinge ei și dacă nimeni nu mai va face, nu va mai perpetua, nu va mai continua munca lor, și aceste lucruri pe care le mai avem acum și care sunt unice și proprii
nouă români, suntem români și avem niște rădăcini de fizice, viscerale, de suflet, se vor stinge cu totul. Și atunci, nu știu ce vom mai face. M-au întrebat mulți pe interviu ce să fac eu să se stingă satul românesc. Am zis că probabil îmi iau paporniță, familia și mă duc spre est, că n-am unde să mă duc. Decât spre est, în zona Siberiei, care mă fascinează din copilărie, pentru a găsi încă niște oaze, niște sate, niște comunități mai arhaice, mai înapoiate, mai murdare, dar care să mărtească cât de cât departe de iureșul ăsta contemporan, de stres, de poluare, de gălăcie, de gravă, de... și să nu mai pot bucura de răsărituri, de liniște, de mirosuri, de flori, de vânt, de ploaie, de orice. Fotografia se derulează, asta e ultima, acest mic loșbaci, un telepreferat de-al meu, un prieten bun care, din păcate, s-a stins din viață acum 5 ani, acolo la Pocșul lui, la acea fabricuță de făcut cărbune de lemn. A început din nou acest slide show. Penultima fotografie era fiica mea, Mara, și cu verișoara ei, Bucovina, bucurându-se de copilărie. Asta un alt lucru care mă întristează foarte mult, pentru că țin foarte mult de copii, sunt profesor și am în sânge acest lucru. Văd cum trăiesc zilnic copiii la sat. Sunt murdari, sunt cu haine rupte, dau cu brajii bucălați și îmbujorați. Și au o sclipire noaptea care nu prea de găsesc în privirile copiilor de la oraș. Trăiesc altfel. Sunt liberi, respiră, se joacă, aleargă, se cață prin copaci, sunt murdari, dar sunt frumoși. Și acum că am deja al doilea copil, o să încerc să-i țin cât mai mult în această zonă. Parcă sunt lucruri descrise din povești. Sunt tot felul de sate, cătune, amărâte din țara asta, care mie îmi plac. Ce să vă mai zic? Timpul acestui mic discurs aproape de sfârșit. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. De obicei stau 2-3 ore și vorbesc, dar atunci vorbesc și opresc slide-ul acesta și vorbesc despre oamenii din fotografiile mele, pentru că sunt niște exemple vii de cinste, cărnicie, seriozitate, tot ce vreți voi. Sunt niște exemple. Mulți dintre bătrânii și bătrânele pe care le-am fotografiat, pentru mine sunt cam niște sfinți și cred că ar trebui făcute niște printuri foarte, foarte mari și puse așa prin locul din asta, în special în Parlament, ca să vadă, de la ca și prin Parlament, de exemplu, și m-aș trezi cu o figură din asta de sfânt, de bătrân, de 90 de ani, care se uită așa la mine, n-aș putea să mai fac nimic rău. N-am, cred, bine să punem așa ceva acolo, dar astea sunt ideile mele puțin mai utopice. Vă mulțumesc tare mult și sper că prin intervenția asta să mergeți din când în când la țară. Gabriela din Bucovina are un căluț, Stella și Bela. Bela este cățelul și se prindu cu ei așa prin curte. E jucăria ei, acel ponei și acel cățel. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc Marta că m-a spus. Venea toată lumea, 5 sau 6 oameni a venit și a zis, vine Sorin la zilele Biz, vine Sorin la zilele Biz. Deci să știi că lumea te știe. Și eram cineva care mi-a zis, ce-i Sorin ăsta? Ca să vă dați seama cum se întâmplă lucrurile frumoase, pur și simplu. Și cum... Cum Anaful? Nu. Dacă el a fost, nu m-a întrebat. Îl știa. M-a auzit vorbind de Sorin. Și m-a întrebat, de ce nu chem pe Sorin? Deci trebuie să vezi niște lucruri și să le ai acea intuiție, să mergi pe mâna ei. Câți dintre clienți își cunosc, nu știu, agenția pe nume, așa cum știe el toate personajele? Bravo! Și câți dintre cei din agenții vă știți clienții pe toți, pe nume și cu familie și așa mai departe, cum știe el personajele? Bravo ție pentru tot ce faci și pentru pasiunea ta și că ne deschizi ochii. Haideți, vă rog, dacă aveți întrebări pentru Sorin.
Prima, o pun eu. La microfonul, da? Cât de greu iei bani de la companie? Pe Motan, cum îl cheam? Pe Motan. Pe Motan? Nu avea nume. Răzvan e fratele Amalie, o Amalie pe care am promovat-o acum vreo 3 ani, o fetiță tare, tare frumoasă și talentată, dintr-un sat, Cătun, Tungujei. Cât de greu e bani de la companie? Cât de greu iau bani de la companie? Că eu nu prea știu să iau, de aceea, multă lume critică, mi-au zis toți că lipsește un PR foarte bun, am avut asistenți de-a lungul timpului, mai ales din București, mai că toți asistenții mei au păcătuit până la urmă de același lucru, au vrut să fie ca și mine. Au vrut să fie toată ziua pe dealuri, prin sate, să stea cu oameni, cu Ferrari, la un păcărel de pălincă, la răsărit. Și așa că, până la urmă, nu am avut niciun PR, acum am unul în altă tână. Deci dacă vreați cineva, să mă ajute. Aveți grijă că vă dați demisia după aia, vedeți că vreți. Și am câțiva tineri acum care o să mă ajute, Raluca din București, încă doi frați din Gemeni, din Timișoara, pe care au trimis părinții, care mi-au fost colegi de liceu, au trimis să le dau, să croiesc un drum în viață, pentru că foarte mulți părinți mi-au trimis copiii și i-au luat de la școală, și au și teze, au trimis la Oșul, din Delta, din Maramureș, pentru că au văzut ce fac, au văzut ce tendințe au tineri din ziua de astăzi, ce modele au, ce fac ei în oraș acolo, și unii dintre părinți mi-au trimis mie și au zis să încerc să dezmânțez dragostea de fotografie și de natură și de sat. Hai să te turna. Deci, ce să facă o companie care vrea să vină și să, nu știu, să facă un album despre satul românesc, să fie partenerul tău, să facă ceva? Oricine poate să fie partenerul meu, ce să facă, eu am fotografiile, să tipărească un album. Simplu. Simplu. Acum tipărește un album și nu are mai. Chiar acum, da, albumul este la editură. Deci am aflat cu minute înainte. Și vrem să-l scoatem și să scot 500 de exemplare, încerc să le vând, cu banii aia mai fac 500 de exemplare, dar e păcat pentru că sunt atâtea fonduri și europene și sunt bani în țara asta, nu putem spune că nu sunt. Și încă nu am găsit pe cineva care să investească, să scoată albume, să le dea oamenilor. Că atât în țară, cât și în diasporă, este o mare sete. Oamenii au nevoie de hrană pentru suflet. S-au cam săturat de lucrurile pentru stomac, așa, și au nevoie de hrană pentru suflet, hrană printre care sunt și fotografiile, iar albumele acestea ar fi foarte potrivite pentru asta. Vă rog, întrebare. Da, mulți mi-au spus să-și scriu și poveștile, pentru că, de adevăr, poveștile sunt spectaculoase. De obicei, un fotograf nu face asta, pentru că se spune că imaginea face cât o mie de cuvinte și ar fi inutil să mai și scrii, dar o să și scriu, când o să am un pic de timp, pentru că în ultima vreme dorm foarte, foarte puțin și dacă vă uitați cei care se uită în fiecare zi pe Facebook, văd răsăritul de azi. Ieri am fost la o stână, nu știu unde, la alte, nu știu unde. Acum 4 zile în Delta, după Iași, acum sunt la Comana. Mâine sunt iarăși la Iași, în zona aia, ajung la 6 cu trenul și vor fi chiar la răsărit. Deci nu prea am timp. Nu prea am avut timp. Vreo doi oameni au zis că vin lângă mine, stau luni de zile și mă registrează în timp ce conduc sau vă fotografii ca să pună pe hârtie și să. Și chiar aș vrea să fac un album mai târziu, care să conțină și mult text, poveștile acestor oameni din spatele fotografiilor. Dar mai puțin, deocamdată, o să fac albume din acestea fotografie și va fi și acela, cu text. Va fi. Legat de acești oameni care, efectiv, sunt rupți de realitatea modernă, care este reacția când le spui ceea ce faci tu, efectiv, fotografiindu-le, povestea? Cu cât sunt mai rupți de realitate, paradoxal, poate, dar poate nu paradoxal, poate sunt mai buni și mai ospitalieri și mai frumoși. Deja s-au obișnuit, nu știu ce se întâmplă, dar lumea care merge cu tine este mirată cât de repede mă apropie de acești oameni de la țară. Chiar și azi dimineață am fost cu Raluca la Comana și apoi în satul la Țepeș și m-am prietenit cu niște babe, că le zic așa, babe, la sensul frumos și bun. Era baba Anica de 80 de ani, care avea vreo 25 de curci și curcani și îi plimba pe o stradă în contralumină, în cușoate de copaci cu frunze calde. Am o grămadă de fotografii frumoase, să vedeți una dintre ele mai încolo, când am timp să o văd și eu, să o pun pe Facebook. Și în 2 minute mă pretunesc un om de la țară. Deja am ceva, e o chestie empatică, subliminală, nu știu, dar oricum am o încredere în mine, pentru că știu ce fac, fac asta din tot sufletul, e menirea, datoria mea. Și atunci oamenii simt asta. Simt și nu au nicio reținere, chiar se miră. Până n-am luat niciodată bătaie prin sate, că
Și mă bag peste ei, vorbesc, mă duc în curți, dar imediat vorbesc. Sunt foarte, foarte deschis, sunt coborât la nivelul lor și mă văd, mă simt și nu am niciodată probleme. Absolut deloc. Oh, grea întrebare. Grea întrebare. Acum ar trebui să stau vreo 2-3 zile. Un prieten a venit să mă ia să mă duc în Delta, să mergem la acel bătrân cu barbă, la Artiom, care are 88 de ani și nu știu cât mai prindem, dar nevastă mi-a zis să vin repede acasă, că nu se descurcă singură cu cei doi copii. Așa că, uite, mai puțin somn, cafea, țigări, fumez puțin, 5 țigări pe zi, țigări speciale. Dar cafea, țigări și alergătură foarte multă. Pentru că e foarte greu acum, am pus mai simplu în continuare, dar acum o perioadă e mai grea pentru că cel mic e foarte mic. Dar acum o să ai la 4 luni, o să înceapă să vină cu noi și oricum eu sunt un pic antisocial, antisistem, să zicem așa, și nu contează faptul meu grădință la o școală. O să fie și la școală, dacă trebuie să plec 2-3 luni cu Marea și cu Radu Ștefan într-un alt loc, plecăm. Și eu sunt profesor, motivez, motivez, nu știu. Eu cred că o să-i învăț lucruri frumoase în viață, așa că o să îi iau după mine cât pot. Nu știu cât timp avem, așa că trebuie să fim... Da, scurt. Da. Un circuit al locurilor neexplorate, deci superbe descoperite de tine? Ar trebui făcut de multe. Și albume cu imagini, și albume cu text, și un fel de ghid pe sate, pe zone. Sunt foarte, foarte multe locuri din astea. Deci, dacă te abați de la șoselele principale, în orice zona a țării, găsești sate, cotoane de astea, cu crânguri, cu păduri, cu râpe, cu văi, cu confluențe de râuri. Nebunie. Atât de multe locuri sunt, încât ar trebui făcut și asta. Dar acum am un grup de urmăritori de mei, am creat și o firmă și o curent numit Marea Culinăreală, îi am pe acești culinari ai mei, cei tineri care vin din urmă și care învață, treaba lor este să acumuleze tot, să facă și acest ghid, numai beneficiem de GPS-ul din asta, să facă o hartă pentru un anumit fel de turiști sau fotografi care vor să vadă acele locuri și pe care le găsești greu pentru că nu sunt trecute în ghidul de normal. O să facem și asta. Raluca vorbește cu ceilalți tineri și faceți și un astfel de ghid, o hartă cu satele astea obscure, dar atât de frumoase. Minunat că știi de Castelul Bran, Și o întrebare mai delicată. Ce crezi că lipsesc orășenilor Nu lipsesc, dar nu le au în suflet, în sânge, pentru că la țară, dacă ai crescut la țară și te-ai născut acolo și ai crescut, ești învățat de mic să saluți pe toți, să-i cunoști pe toți. Atunci altfel comunici cu oamenii, altfel ești în oraș, de mic ești obișnuit, te duci, vii, nu, îi cunoști, nu știi. Și altfel crește, o altă mentalitate, o altă afinitate față de oameni. Nu le lipsește, dar sunt altfel croiți. Altfel croiți pentru că așa au fost crescuți și educați. Mai avem o întrebare? Mai devreme, că e foarte important să știi cum anume să privești. Ne poți spune câteva lucruri despre educarea privirii? Educarea privirii, oricum, vine din educația fiecăruia. Genetic avem o parte de estetică în noi, dar eu de când mă știu, am privit imagine. Mama mea este profesoară de desen, am avut multe lume de artă în casă, apoi am făcut istorie, geografie, unde am avut contact tot timpul cu arta din diverse epoci. Am făcut arheologie, apoi am făcut filmul, am studiat filmul de unul singur, așa, și am făcut cinematică în Timișoara, pe timpuri, și am pregătit tineri care vreau să meargă la IATC la București. Așa că din aceste lucruri mi-am cultivat înclinația estetică pe care aveam, pentru că am văzut foarte multe imagini. Filmele fiind filme de artă, toate filmele de artă, de exemplu, sunt constituite din cadre bine compuse, bine încadrate. Și așa, încet, încet mi-am construit simțul ăsta estetic. Și atunci când am apucat de fotografie, chiar m-am mirat repede că făceam fotografii foarte bune din punct de vedere compozițional, de exemplu. Fără să fi făcut școală, cursuri de genul ăsta, eram la țară, la o școală de țară, am un aparat și pe una, două, fotografiile ieșeau. Și mi-am dat seama că educația mea a venit în timp, prin facultate, prin pasiunile celelalte pe care le aveam, prin vizionare de filme bune, de artă. Și uite așa, am ajuns. Cei care vor să facă asta, în ziua de astăzi este foarte ușor, dacă vrei. În același timp e ușor și e greu, pentru că sunt foarte multe informații contradictorii, dar
Oricine vrea să facă asta, are pârghii la îndemână. Există acel internet pe care, dacă îl folosești ca un instrument bun, poate să-ți fie de mare ajutor. Dacă îl folosești altfel, îți irosește timpul și nu faci prea mult. Deci, poți să faci. Poți să faci, doar să trei. Așa e, poți să faci, doar să trei. Mulțumesc! Mulțumesc! Un exemplu pentru ce ar putea să facă brand-ul, să caute oameni pasionați așa și să-i prindă în hora lor. Și mergem mai departe și ajungem la brand-uri și vorbim despre rolul articolelor experiențiale în creșterea unui brand. Un creativ, Claudiu Dobriță, vă rog să ne îndepine un aplaud, bine ai venit! Claudiu, ne va vorbi despre o bere pe care noi o, nu știu dacă zic, o iubim. Noi venim gașca de la Biz, gașca din tabără, suntem mulți în tabără, pentru cine nu știe, este un adevărat fenomen. Este o bere care a intrat în România ca bere de gustare din România. O bere care atunci când sunai la marile companii și spuneai, vrem și noi bere, îți trimiteau de la cu 6 sticle. Când sun la Staropramen și zici, vreau și o bere, îmi dau câtă și unde. Sau câte frigidere, adică... Și am zis, doamne, dar se întâmplă ceva în industria asta cu berarii, că berea este între cele mai ieftine lucruri. De ce nu gândesc oamenii de la companii și de agenții? Și ce s-a întâmplat cu voi la Staropramen, adică la agenție, la draft pentru Staropramen? O să vă zic eu imediat. Uite, apropo de câți clienți știu cu adevărat numele agenției, eu sunt Claudiu Dobriță de la FCB, nu ne mai chemăm draft FCB de vreo un an de zile. Așa arată. Sunt dreptul migrație aici și ne ocupam prin trantării cu mare drag pe Staropramen. Prezentarea mea are titlul Rolul activărului experiențial în creșterea unui brand. Și după momentul ăsta am luat cu Sorin, sunt foarte bucuros că nu o să fie despre rolul activărului experiențial în creșterea unui brand, adică nu o să fie exact ca titlu. O să fie despre un brand care are o poveste specială și care a avut o șansă foarte mișto. Povestea lui, a acestei beri care a cerut mai mult de la bere, ne place nouă să-i spunem și cum am poziționat-o acum un an și ceva. Ea, de fapt, vine dintr-un mare adevăr. Istoric, Staropramen are o poveste de vreo 100 și ceva de ani, când doi prieteni pasionați de bere, doi hipsteri ai vremilor, s-au apucat să facă o bere altfel, pentru că în Cehia atât de aglomerată de beri standard, oamenii au zis, am vrea o bere cu altfel de gust. Și combinând tot soiul de hameiuri, într-un soi de alchimie specială venită din pasiunea lor, au născut această bere, care acum crește și crește și are o gamă foarte interesantă, de la berea blondă, prin nefiltrată, granatul care e preferata mea și a marcă etichete. Sau nu, colega ta Giuseppina mi-a zis că îi place foarte mult sortimentul granat de la stat. Și tu mi-ai zis, păi nu, că nu, cu voi nu am vorbit, când mi-am și atunci, la fel, granat. Bun, și berea mea. Ok. Deci e berea care a început la bere pentru oamenii care au făcut-o au avut alte pretenții de la ei și de la categorie și așa mai departe. Povestea începe cu cei doi oameni care s-au întâlnit și au propus să facă mai mult. Oamenii cu care vorbim și noi acum, targetul acestei beri sunt, la rândul meu, oameni care vor un pic mai mult de la viață, vor un pic mai mult de la fiecare moment, vor să transforme un moment cât de banal într-un special și să se bucure de el. Aș vrea să vă povestesc un pic la început despre originea acestei beri și să ne uităm un pic la o poveste foarte scurtă pe ceva asta. În urmă cu 150 de ani, berea cerească devenea limită în toată lumea, însă doi prieteni din Praga și-au dorit mult mai mult de la bere. Folosind hameiul Novi Sas, au creat Staropramen. Berea care a cerut mai mult de la bere. Gustă din plăcerile vieții în Praga. Staropramen, berea pragheză numărul 1 în lume. Deci, true story. Cam asta e povestea inițială a lui Staropramen. Ăsta este momentul zero. Și ăsta este, practic, singurul spot pe care o să-l vedeți sau pe care l-ați văzut până acum pe TV. În sensul că inserțiile și intervențiile Staropramen în media mare sunt mici. Drept pentru care vine
cumva relevantă povestea rolului activărilor experiențiale. Ceea ce putem să facem mai bine. În condițiile în care ai un buget pentru o nișă, așa cum este aeroplanul, din păcate o nișă, într-o țară în care se dă tot felul de poșeți, o bere atât de bună e în nișă. Doar chiar crește și bine face. Doar că până atunci, activările oameni și asocierile fericite pe care poate să le facă pe asta, cu lucrurile cu care vorbește, sunt în altă zonă. Și atunci ne-am dus și ne-am asociat cu un public despre care știm că frecventează niște evenimente speciale, că își dorește un pic mai mult de la fiecare moment din viață și că îi putem găsi acolo unde se cânte o muzică bună, unde lumea privește un film mișto, unde apărăm un târg de carte, lucruri care îmi arată că targetul ăsta își dorește un pic mai mult. Și tot ce am putut să facem, sau ceea ce am putut să facem mai bine, am putut să fim relevanți în contextul ăsta și să mergem să activăm un loc, nu să fim doar prezenți, ci să activăm într-un mod relevant pentru specificul fiecărui eveniment. Și prin asociere cu platforma asta de evenimente, am reușit să creștem și chiar, foarte frumos și să devenim relevanți pentru tipul ăsta de public. Care ne ține minte printr-o activare, oameni care se întâmplă la un eveniment și care, pentru că era interesant și bine targetată și bine construită, a devenit apoi virală online și s-a constituit un conținut și așa mai departe. Adică nu e o rețetă nouă, dar atâta vreme cât ești relevant, prinde. Și publicul ăsta care gustă, dincolo de specificul evenimentului, care gustă activarea ta adaptată la evenimentul respectiv și care înțelege valoarea adăugată a brandului tău, care nu e doar un sponsor acolo, ci este un moment de culture-tainment, dacă vreți, în contextul respectiv, e un public câștigat. Și până la urmă e un win-win. Am zis culture-tainment. Culture-tainment este platforma prin care Stano Brown se asociază și se apropie de genul ăsta de target. Și anul ăsta am fost prezenți la Bookfest, la începutul anului, unde am fost foarte aproape de Cehia, de Republica Berii, de acel stand vis-a-vis de standul centrului Ceh. Deci, cumva, asocierea cu Praga a rămas acolo în context. Am avut o activare interesantă despre care să vă vorbesc la final, vă zic doar că e vorba de The Typewriter. Unii oameni știu despre relații forțate la cântul influențe prezentare. La Sibiu am fost prezenți pe întreaga perioadă a festivalului niște activări foarte interesante care mergeau de la activări pe stradă, piese de teatru ad hoc, evident, din nou de Typewriter și alte momente memorabile, adaptate specificului festivalului, pentru că din nou nu am fost doar un sponsor și un partener, ci am fost cumva un moment integrat în specificul festivalului și am dus povestea festivalului mai departe. La Cluj, la Jazz in the Park, la fel. Prezența noastră acolo a însemnat intervenții de pildă de la fel în care am construit cornerul, ne-am uitat până și la catering, să aibă ceva special. Adică erau doar semișuri with a twist făcute de un chef și așa mai departe. Pentru că berea pe care cerul mai mult de la bere, te invită să cerul mai mult de la fiecare moment. Adică dacă ai un moment de catering, trebuie să fie un special. Dacă habar nu ești la Jazz in the Park, am lăsat acolo niște instrumente muzicale lângă pe iarbă, lângă copaci, în spațiile de habar de relaxare și oamenii se opreau acolo, le luau și le foloseau, cântau la ele, adică cumva se implicau la rândul lor. Am mai fost prezenți tot în același fel de evenimente și în același tip de context, la festivalul de teatru independent Underground, la festival pe Bulevard și la Webstock, unde ne-am dus cu același device, cu mașina de scris care îți dă bere pe măsură ce scrie o poveste și despre care o să vă zic un pic mai încolo. De data asta, ea îl trimiți în Twitter. Deci ne-am adaptat din nou contextul. În București am continuat să invităm pe oamenii dintr-o zi banală să ceară mai multe la fiecare moment. De pildă aici e o activare autor într-o stație de autobuz în Romana, un loc traficat unde am intervenit invitându-i să se așteptă la mai mult chiar și de la un moment în care așteaptă autobusul. Adică am luat banalul absolut, da? Și l-am transformat într-o activare interesantă. Aici era invitația sub forma unui poster în bus shelter și o să vedeți ce s-a întâmplat. Dacă ne uităm la filmările de prezentare. Thank you.
și zic că i-am activat într-un context în care asta o prea era prezent. Bun, o chestie deloc complicată, dar disruptive enough, care a generat niște rezultate foarte mișto online și în PR, care, sincer, m-am surprins și pe mine, eu prin ori să fac chestii un pic mai puțin banale. Ca de exemplu, să dau click. Așa. Bun. Aici vorbim de rezultate, da? Și ajungem la același întâmplător, care este The Temp Writer. Temp Writer este primul draft din lume controlat de mașini de scris. E primul, e prima mașină de scris care te scapă de writer's block. Așa mai departe. E felul nostru de a interveni prima oară la Bookfest. Știm că pentru o persoană creativă, așa cum sunt oamenii din targetul nostru, sau cel puțin pentru oamenii care frecventează literatura în mod frecvent, doamne, ce-am zis, în mod obișnuit, iertați-mă, mai rău. Deci pentru ei cea mai provocare e pagina albă, da, pagina goală. Stai și la o pagină și nu știi ce să scrii. Și atunci am vrut, plecând de la insight-ul ăsta, să-i punem pe cei care vin la Bookfest și, în general, la evenimentele noastre, să-i punem în papucii scriitorilor pe care ajung să-i citească. Și cumva să creăm o legătură și să avem un moment relevant pentru brandul ăsta care nu e prezentat acolo doar cu un corner și vedem unde facem un roller up în spate. Deci asta, practic, e justificare. Noi muncim mai mult la justificare unui roller up. Cam asta e treaba noastră. Să nu se întrebe lumea ce caut pe aia acolo cu roller up-ul lor, cu starocra. Am uitat asta acolo. Și ne putem uita la ce am făcut. Starocram. The Czech beer that's asked more from beer itself. Dressing an audience a little more sophisticated, it speaks to people who spend their time enjoying quality experiences such as theatre, jazz music, fine cinema and literature. That is why this summer we've thrown at them the biggest challenge an aspiring artist could face. The blank page. To do that, we've combined a real typewriter with a draft machine. Here comes TapWriter, the world's first type-controlled draft. For each piece of writing, the author gets a free beer poured while typing. As inspiration pours out of you, well-deserved beer fills the glass. We've presented Starocram and TapWriter at a major festival where writing enthusiasts were most likely to be found. Bookfest, the biggest book fair in Romania, Sibiu International Theatre Festival, Jazz in the Park, and Undercloud Festival of Independent Theatre. One by one, the blank pages were filled with stories and poems as people shared theirs in the hundreds. Printed on beer coasters and introduced with each beer ordered henceforth. While some drink to arrive, Stella proved that doing it the other way around is more productive and fun. Unii de la patrie, și ne-am scris ca să vedem, ceea ce a fost cel puțin la fel de plăcut. Am mințit, o să vă zic totuși ceva despre rolul activărilor experiențiale în creșterea unui brand. Asta e viața. E o schemă la care am ajuns. Henri Bergson avea teoretizase pe Homo Faber ca fiind omul care își folosește unelte pe care să controleze mediul înconjurător și viața. Noi am vrea să îl activăm cel puțin pe Homo Faber, cel căruia, dându-i obiectele, uneltele cu care se interacționeze cu brandul, să ajungă să găsească favorabilitate către brandul tău prin povestea asta. Și asta am făcut noi data asta. Am făcut
diverse unelte prin care oamenii interacționează cu statul. O altă unealtă, aici sunt rezultatele de la Twitter Writer, rezultatele din media neplătită și rezultatele din realitatea online au fost impresive. Avem titluri în hindi, chineză, adică dacă dai Google Star Operament Paper Writer, sunt titluri în limbi pe care nu le cunoșteam. Și nu le cunoaștem în continuare. Și următoarea unealtă prin care vrem să o transformăm în focul fafă este Dumita. Dumita pe aici afară, în zona de lounge, este felul în care noi ne facem cunoscută prezența la zilele BIS. Insight-ul e simplu. Ca să faci networking, trebuie să te cunoști. Și atunci, acolo există două fapte în care dacă găsești pe cineva pe care nu-l cunoști, dar vrea să cunoști ca să faci networking, așa cum se face la zilele BIS, și mergeți împreună cu o carte de vizită, fiecare carte de vizită băgată în fanta respectivă, acționează mecanismul respectiv care o să facă să curgă două berbi în povestea aia. Deci voi invit cineva să vă bucurați de povestea asta și, în general, de povestea Star Operan. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, le aștept cu plăcere. Sunt primit antipările. Foarte tare, adică, scuze, doar o secundă, o să zic asta. Asta exact, ca să știi. O să zic doar o chestie. Am fost acum vreo 3 săptămâni la conferință de marketing cultural unde iarăși am vrut să vorbesc despre cum Starul se asociază cu evenimentele din categoria asta. Și înainte să povestesc despre The Tap Writer, vreo 3 ani am zis, foarte tare, ce fara e acum așa, dar eu știam despre ea. Nu fusese la evenimentele alea, adică aflaseră de la cineva sau văzără pe net, activările se măsurite foarte bine pentru că avem foarte multe povești scrise, de exemplu, din evenimentele la care am fost. Sigur, Tap Writer e vârful aibului, e o construcție la care am muncit și așa mai departe. Și la celelalte am muncit, dar sunt activări cumva care acoperă o altă arie. Nu știu, piesă de teatru ad hoc, adică tu stai la masă în timpul festivalului de la Sibiu, stai la masă și cineva se ridică din toate și te plau, știi? Treabă. Și apoi și chiar îi răspunde și sau așa câteva minute în care stai prost pentru că practic Star Operan nu tocmai te-a activat. Și așa mai departe. Deci bine. Eu zic Cristian Florea, sunt blogger la cristianflorea.ro. Cum reacționează clientul când veniți voi cu ideile astea? Eu am avut mare noroc, sigur, toată din zi, am avut un noroc de clientul ăsta pe bune, ceva senzațional. Dar chiar am avut. În sensul că asta e o pere mică. Serios, noi uităm, are un buget foarte mic. Și ești tu asta, noi toți știm asta. Dar noi să-l creștem ca să ne bucurăm cu toți de mai multă reformă și nu numai. Deci clientul nu are decât să aibă viziunea pe care chiar o are și să make the most of it. Adică de-aia și rolul activ, fără experiență. Suntem obligați să facem lucrurile astea. Noi nu suntem pe TV la fel ca alte bechi. Am preferat să vorbim despre bere, pentru că chiar are o poveste, nu atunci să asociem noi mari lucruri inventate, lucrurile sunt adevărate și atunci și poveștile pe care spunem despre bere sunt adevărate și relevante. Doar că le dăm un twist în altul, asta ne-am putut. Dar suntem o echipă, adică clientul e super încântat pentru că pe doi merge foarte bine. Deocamdată noi avem stare de un an și împreună cu clientul nostru ne ocupăm de ce se întâmplă aici la noi acasă, dar există în rețeaua mergând direct SAMO sau cu cei care se ocupă de brand, există tot felul de sisteme bine puse la punct de show-uri de aia. Și atunci apar cum exact atâta vreme cât ideea bună ar fi mai mult decât onorabil și onorabil. Întrebări? Nu sunt. Mulțumim foarte mult, Claudiu. Mulțumim și felicitări pentru toate creația pe care am făcut. Ajungem din nou la un moment cu care am dorit să spargem un pic așa ce fac brandurile și ce fac companiile. Și am să vă rog să-mi terminăm un aplauz de pe Arian Chereji, Untold Festival. Bine ați venit la noi! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Deoarece noi suntem în industria evenimentelor și deoarece astăzi, din păcate, sunt două săptămâni de tragicul eveniment de la Colectiv. O să vă rog să permiteți să începem un moment de reculegere foarte scurt, deoarece am avut și noi prieteni, am avut colaborat.
păcate, unii că sunt în lupta pentru viață. Mulțumesc! Mi-a plăcut că am auzit la începutul sesiunii la care am participat eu, fiindcă n-am reușit să vin de la început, că s-a spus că astăzi e un public elevat, un public care pune întrebări, un public care știe foarte multe lucruri, un public care deja vă e învățat. Eu pot să vă asigur că nu am venit să vă învăț nimic, dimpotrivă am venit să vă împărtășesc câteva lucruri despre ceea ce am făcut noi, fiindcă cred că e mai important să vă spunem ceea ce am învățat noi din experiența în tot și ceea ce ne-ați ajutat voi împreună să faceți, cum e aici pe față, te salut. Și sigur, cei care ați fost la festival, vreau să vă întreb în primul rând dacă ați fost la festival, dacă sunt persoane care au fost aici în sală. Ok, perfect. Cu siguranță ceilalți aveți măcar un prieten care a fost la festival și care vă poate spune despre experiența care a fost acolo. Câteva lucruri despre festival, o scurtă introducere. A fost un festival de 4 zile, s-a întâmplat anul acesta la finele lunii iulie, început de luna august. Am reușit să strângem în 4 zile peste 240.000 de oameni. Acest lucru și desigur dimensiunea festivalului ne-a plasat automat într-un top al festivalurilor mari din întreaga Europa. Am reușit să aducem la Cluj peste 30.000 de străini veniți din întreaga lume, adică dacă am avut foarte mult în Europa, am avut inclusiv din țări mai exotice ca și Egipt sau Australia sau sigur din state au fost foarte mulți și de acolo. Festivalul a însemnat 10 scene amplasate în centrul orașului și a însemnat peste 170 de artiști. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ce a însemnat conceptul de la care a pornit festivalul, pentru că, sigur, a face un festival în România nu era ceva nou. Au mai fost festivaluri, mai sunt și acum festivaluri bune care se întâmplă în România. Noi am propus, în schimb, să facem un festival care, în primul rând, să se diferențieze prin trei direcții. Prima direcție era targetarea. Dacă festivalurile care se întâmplă acum în România sunt, în general, festivalul care adresează unui public de nișă, Antol și-a propus să fie un festival care adresează publicului larg, să fie un festival mainstream. A doua diferențiator important pentru noi, în jurul care am construit strategia festivalului și comunicarea lui, a fost amplasamentul festivalului. Cele mai multe festivaluri se întâmplă de obicei într-o zonă prestabilită. Se întâmplă într-un stadion, se întâmplă în afara orașului, se întâmplă pe insulă. Antold a fost, sau este la ora actuală, că noi vorbim pe termen lung și pe viitor, este un festival care acaparează întreg orașul Cluj-Napoca, acaparează centrul orașului. Practic, de aici am și construit ideea pe care o să o prezint mai departe. Iar al treilea element important pentru noi în construcția conceptului creativ a fost folosirea bagajului istoric, mitologic, cultural al poporului român și al zonei din care provenim noi, din care s-a născut festivalul, în conceptul creativ al festivalului. Acest lucru s-a întâmplat, a fost pus în practică prin personajele pe care noi le-am redescoperit din cultura românească. Vă amintiți probabil cei care ați fost la festival, cei care ați văzut comunicarea noastră, că au apărut personaje ca Harapalt, ca Prâzlea, Balau cu trei capete, Vrăjitoarea, Baba Clanță mai exact. Acestea au fost personaje pe care noi le-am preluat din cultura noastră, le-am redefinit, reinterpretat într-o formă unică, în sensul în care ele au apărut în toată comunicarea noastră, reinterpretate, redesenate 100% pentru festival. Și desigur am încercat să facem o paralelă ușor de înțeles între personajele românești și personajele din literatura universală. Asta deoarece, dacă facem o paralelă, noi îl avem pe Prâzlea cel Voinic, cu siguranță în literatura universală îl găsim pe Prince Charming sau Balaurul cu trei capete al nostru, este dragonul care e prezent în povești sau în filme și orice altfel de lucruri în care apare astfel de personaje. Ei, folosind cele trei aspecte, a ieșit conceptul festivalului fiind Antold,
Romanian Fairy Tales, Big Sovel, Cluj-Napoca. Personajele au preluat orașul în toate locațiile de care vă spuneam. Pentru cei care cunoașteți cât de cât orașul Cluj-Napoca, acolo avem un centru, avem stadionul, Cluj Arena. Acela a fost punctul principal. Acolo s-au întâmplat evenimentele importante, artiștii mari. După care sala polivalentă în partea stângă, parcul central în partea dreaptă. Acest perimetru a fost delimitat și a devenit, practic, locul de desfășurare a festivalului. Numele care au fost invitate în festival, cu siguranță le știți. Vă spuneam că un festival mainstream am avut ca și premiere în România, am avut Avicii și Dimitri Vegas și Live Mike. Și desigur au mai fost Armin van Buuren și David Guetta, pe lângă mulți, mulți alții. Armin van Buuren, care a fost deliciul festivalului, a fost un show care a impresionat foarte multă lume. El, la rândul lui, a fost impresionat de ce a găsit în România. Prelungindu-și, Hugh Newman a fost, da, Hugh Newman a fost Time Tempa și eu o listă mai lungă exact. Vă spuneam de Armin, el a fost impresionat de ce a găsit în România și și-a prelungit show-ul cu o oră și jumătate. Aici sunt câteva poze de pe stadion, aceasta era scena principală. Alte poze din festival, zona de food court, zona de relaxare din parc. Am avut nevoie să construim aceste zone pentru că Anton și-a propus să fie o experiență. Ați fost cu siguranță la festivalul și în străinătate, ați văzut că nu ne limităm, sau un festival nu se limitează doar la experiența pe care o trăiești în relația cu artistul, la experiența pe care o ai în fața scenei, ci trebuie să fie o experiență completă dată de întregul perimetru, dată de activările pe care brandurile pot să le facă acolo, dată de experiența pe care o ai ca setlist, începând de la momentul în care pășești în festival, cum ești întâlnirea de cei care fac setlist-ul și până la momentul la care se face refluirea traficului și fiecare pleacă spre casa lui. Fiindcă astăzi e ziua de media și marketing, o să vorbesc mai mult un pic despre partea de care am despre partea de comunicare a festivalului. Pe scurt, am avut trei direcții pe care le-am canalizat. E vorba de media clasică, e vorba de campanii speciale și e vorba de PR. Pe media clasic ne-am focusat cel mai mult pe asocierea cu brandurile care puteau să creeze greutatea festivalului, pentru că noi eram un festival nou, suntem un festival tânăr încă și aveam nevoie de asociere cu branduri care să gireze oarecum pentru noi, în fața voastră, a publicului, să gireze calitatea festivalului. Astfel că în zona de media am ales un radio care am considerat noi că are ADN-ul cel mai potrivit de ADN-ul nostru, dat fiind genul muzical pe care îl difuzează. Și desigur am ales pe urmă partenerii care m-au comunicat alături de noi în media, că vorbim de Banca Transilvania, că vorbim de Coca-Cola, că vorbim de Ursus. Au fost parteneri care au dat greutate festivalului și au comunicat ei pe canalele clasice. Noi, în schimb, ne-am orientat foarte mult atenția spre lucruri mai puțin clasice. Și am avut în perioada festivalului, și aici o să iau puțin altfel, o să revin la partea de PR. Am avut în perioada festivalului, am avut niște proiecte speciale, Untold TV și Untold Stories, în care am vrut pe de-o parte să luăm pulsul oamenilor în timpul festivalului și să transmitem acest puls în fiecare zi, pentru că la finele fiecărei zi aveam un after movie în care inseram și acest feedback de la oameni. Și desigur, în timpul festivalului am amenajat un studio al nostru, al Untold, în care am luat interviuri cu artiștii din festival. Aceste interviuri, pe urmă, au început să fie date pe contul nostru de Facebook și de YouTube. Astea au fost proiectele speciale care ne-au ajutat să construim și să menținem interesul față de brandul Untold și în timpul festivalului și după festival. Revenind la un pic la partea de comunicare, pe partea de online am investit energia cea mai mare și bugetele cele mai mari, deoarece publicul nostru e un public care e orientat, e angrenat în zona de online. Vă spune câțiva indicatori importanți pentru noi. Am avut un reach maxim în timpul festivalului de 7,5 milioane de persoane. Am avut
aproximativ 500.000 de view-uri pe canalul de YouTube. Deci a fost o comunitate foarte, foarte efervescentă care a fost construită în jurul festivalului. Am avut și propria aplicație, o aplicație care a avut peste 35.000 de download-uri în cele 4 zile. Un număr impresionant, zicem noi. Și desigur, cred că partea care ne-a diferențiat pe noi față de alte festivaluri care se întâmplă a fost orientarea către zona de PR și față de campaniile care puteau să dea o altă greutate festivalului. Ne-am fost interesați încă de la început să ne poziționăm ca un festival care e interesat oarecum și de educarea publicului tânăr, până la urmă, pentru că o bună parte din publicul nostru este un public tânăr, dar am vrut să le putem oferi și modalități inedite prin care să-și procure biletul sau abonamentul în festival. Campania Cineva cu trece la Antol Petrece, probabil vă amintiți de ea, am dat invitații celor care au luat parcul cu 10 curat în acest an, au fost aproximativ 64 de tineri care au venit la festival gratuit, din cei 80 care au luat parcul. Iar ceilalți care au trecut bancul, au luat nota de trecere, au primit o reducere substanțială la festival. Iar campania care a reușit să ducă atât festivalul pe și orașul Cluj-Napoca, dincolo de granițele României, a fost campania Covid Blood, o campanie prin care, așa cum vă spuneam, ne-am dorit să transmitem și un mesaj social, un mesaj că se poate, în contextul în care România, din păcate, este pe penultimul loc în Europa la donarea de sânge. Și am crezut foarte mult în ideea aceasta și în potențialul tinerilor, care, dacă sunt educați în spiritul potrivit, s-ar putea să dea dovadă de înțelegere și să facă acest lucru. Și n-aș fi rău să spun lucrul ăsta, dar am fost cumva încântați când am văzut că acum, când am început să vorbim despre ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni, am văzut pe urmă tinerii că s-au mobilizat și au mers foarte mult să doneze sânge. Iată că se poate în România, dacă ne trebuie o schimbare, trebuie să pornească la fiecare dintre noi. Cam asta a fost și eu campania Pay With Blood. O campanie care a mobilizat tinerii, am strâns peste 1000 de litri de sânge și am avut peste 600 de persoane care au donat în București și în Cluj-Napoca. Am fost oarecum limitați ca timp și ca resurs de a organiza această campanie doar în Cluj-Napoca și în București. Această campanie de donare în care ofeream abonament bilete gratuite la festival. Sigur că s-a putut dona oriunde în țară, dar se primea doar o reducere la festival. Campania a fost foarte, foarte bine preluată peste tot. Începând din Statele Unite ale Americii, ABC News, până în China, până în Europa, inclusiv I Fact of Science au preluat campania noastră. Dacă e pregătit filmulețul, să vedem puțin despre campanie. Spitalele au mare nevoie de sânge. Medicii au fost nevoiți să amâne mai multe operații. Mătușa mea de celălalt. A avut nevoie urgent de sânge. Se înregistrează o criză în momentul de față. Plătește cu sânge. Plătești cu sânge. Plătită cu sânge. Fiecare donator primește un bilet pentru o zi de spectacol. Și pentru că vorbim de Transilvania, Dracula este motorul campaniei. Campania se desfășoară în toate centrele de transfuzii din țară. Sunt sigură că o parte dintre ei se vor întoarce.
sistemele incredibile în România. Sute de oameni aflau că a fost uriașe ca să doneze sânge. La centrul de transfuzii au fost nevoiți să își prelungească programul. Medicii s-au confundat cu o problemă. Nu mai aveau unde să stocheze sângele. Cei care vă dat sânge în campania Pay with Blood. Vă mulțumesc, primăria va susține acest sector. I'm honored some of you paid with blood to see my concert. Keep donating. The campaign to pay with blood in Dracula lives. And it worked. That's service for your nation and community service at its best. Da, campania a fost premiată la Porto Rost cu două premii. E vorba de Silver Drum la Golden Drum. Sperăm să primim niște premii frumoase cu ea și la Cannes anul viitor. Între timp, festivalul este nominalizat la European Festival Awards, acolo unde suntem în luptă pentru două premii importante. Best Major Festival, un premiu pe care sigur ne dorim foarte mult. Dar suntem îmbătării directe cu festivalul ca Tomorrowland, Exit, Ultra, Sighet, festivalul care au peste 5, 6, 10 ani de experiență. Iar a doua categorie la care avem șanse foarte mari și sperăm să ne întoarcem cu titlul în România este Best New Festival, un film care poți să-l iei o sigură dată în viață atunci când ai prima ediție. Asta a fost prezentarea noastră a festivalului în câteva cuvinte foarte, foarte scurt. Aș vrea să vă spun că noi suntem o echipă foarte tânără de la Cluj. Media de vârstă în echipa de management a festivalului de 28 de ani. Am avut de înfruntat multe lucruri, pentru că, din păcate, nu foarte multă lume și-a dorit ca acest festival să se întâmple, indiferent că la Cluj sau la București sau unde s-ar fi întâmplat. Au fost momente în care am trecut și noi peste orgolii și am dat de la capăt. Dar am fost problem solver și n-a existat un punct în care spunem gata, nu mai facem de aici încolo, atât a fost tot. Am mers până la capăt și a ieșit un festival frumos din punctul nostru de vedere, sper că la fel i s-a părut și vouă. Ne bucurăm că avem mare încredere din partea publicului. Noi deja am început pregătirile pentru ediția din 2016, deja am vândut abonamente. Am vândut 25.000 de abonamente deja, iar acesta e o dovadă de încredere din partea publicului nostru, în condițiile în care noi încă n-am anunțat un line-up, dar promitem că nu ne vom dezamăgi fanii și cu siguranță va fi o experiență la fel de frumoasă și în 2016. Așa că nu pot să vă mulțumesc decât că sunteți aici cu noi și că ați avut timp să mă ascultați. Vă reamintesc că festivalul va fi anul viitor în 4-7 august la Cluj-Napoca, nu se mută din Cluj, acolo va fi. Și sper să ne vedem acolo. Mulțumesc frumos! N-am ajuns la festival, dar am văzut pe Facebook nebunia de acolo și am constatat cu stupoare că deja în Cluj nu mai găsești cazare în 4-7 august. Da. Este ceva ciudat la mijloc sau nu este nimic la cazare? Așa s-a întâmplat și aici din acest an și anul acesta am fost oarecum victima propriului succes. În contextul în care am anunțat festivalul la începutul anului, pe 1 decembrie, pe 1 ianuarie, iar luna februarie, când am vrut să rezervăm și noi camerele pentru artiștii care eram invitați și pentru nevoia noastră, pentru partenerii și tot ce era nevoie, deja bună parte din rețeaua hotelieră deja era ocupată sau, mă rog, deja erau bubuite prin agenții. Anul acesta am învățat din greșelile noastre și prima dată am rezervat aici ce am nevoie, după care am anunțat data festivalului. Dar încă mai sunt camere. Deci eu cu Cristi acasă vorbeam că sigur e la hotel, hotelierii s-au vorbit să crească prețurile, să anunțe totul vândut. Asta a fost și motivul pentru care anul ăsta am preferat să discutăm cu ei înainte, să le explicăm ce se întâmplă și să... Sigur că noi ne dorim ca comunitatea să crească, dar nu e normal să crească prețurile artificial în sensul în care s-a ajuns în festival o cameră să fie 500 de euro, o cameră la model de 4 stele. Adică e... Și aia la plus. Da. Întrebări, vă rog. Bună, mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să te întreb, știu că au fost niște probleme, nu? Cu relația festivalului cu bloggerii. Cum s-a desfășurat ea până la urmă?
O problemă singura care vine în minte, păi, problema, da, problema incipientă locală care a existat, s-a rezolvat în sensul în care a fost o mică neconcordanță de timp acolo, dar a fost o chestiune foarte ușor de gestionat în contextul în care noi am fost sincer cu bloggerii locali, le-am explicat exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, i-am înțeles lucrurile așa cum au fost, am înțeles că n-a fost în niciun sens, vreun interes de a scoate din comunicarea noastră blogosfera cu Joana, din contră, ne-am dorit să ne întâlnim cu ei într-un context separat față de contextul mare general în care ne-am întâlnit cu media națională și cu blogosfera din București, blogosfera națională, dacă putem numi așa. Și tot în contextul ăsta vreau să întreb cu tine că au contat blogării mixul vostru de comunicare. Au contat foarte mult în contextul în care spuneam că eforturile noastre principale au fost una de online, au fost. Și sigur că am avut susținerea lor atât înaintea festivalului, cât și în timpul festivalului. Noi am invitat, cei mai mulți ne-au răspuns invitații, a fost prezent la festival, a fost acolo cu noi, au văzut live-ul s-a întâmplat. Da, e o comunitate importantă pe care încercăm să ținem aproape. Da, deci am fost acolo, cel mai tare și am fost și festivalul afară. Vreau să ne spun mai multe despre scena, că știu că ați lucrat cu Mergenii. Da, povestea scenei principale e în felul următor. Tot ce înseamnă parte de sound la scenă a fost riderul tehnic sau, mă rog, echipamentul tehnic secundă celor de la Tomorrowland. La sigur că în perioada festivalului n-am putut să dăm ca o informație oficială, dar acum pot să vă spun, a circulat ca sursă această informație. Cel de la Tomorrowland, care dețin la ora actuală cel mai bun rider tehnic pentru zona de EDM, pentru dance music, mai au un setup secundar, care l-au pregătit în cazul în care se întâmplă ceva din spectacolul lor, poate să fie automat înlocuit. Ei, având în vedere că între noi și Tomorrowland există un decalaj de o săptămână, după ce s-a terminat cu bine festivalul lor, echipamentul a fost trimis către un. Sigur, a fost închiriat, nu e vorba de vreun ajutor, totul e pe bani, se închiriază. Echipa tehnică, în schimb, echipa tehnică care a făcut producția, și aici ne referim la tot ce înseamnă sunet, lumini, artificii, tot ce înseamnă producția show-ului, a fost echipa cu care Armin Van Buren a lucrat mai bine din 5 ani. Practic de asta și show-ul a fost cel mai bine pus în valoare, pentru că cunoșteau cel mai bine. Deci asta a făcut diferența, s-a văzut față de festivalurile din București, de sunetul, scenă. Sunetul, de sunetul și oamenii care au coordonat producția și s-au implicat, ingineri de sunet, ingineri de lumini, au fost belgeni și olandezi, echipă mixtă. S-a văzut și s-a simțit. Și mai spune de oamenii care au organizat, de fapt, întregul festival, am înțeles că au fost majoritate studenți și chiar voluntari. Care este o lecție pentru Dacă se poate în scurt, mai avem o întrebare și... Foarte scurt. Există o echipă de management a festivalului, echipă de management care e formată din mine și încă un număr de persoane. Noi activăm pe baza unui contract de management, așa s-a făcut festivalul, pentru că anul acesta a fost festivalul la Foggia, de către Federația Sher, care avea titlul de capitală de Canal Tineretului. Și în acest context au fost implicați și foarte mulți voluntari sau studenți. Dar managementul festivalului trebuia să fie făcut de persoane cu experiență și care au cunoștințe în domeniu. Întreaga echipă de management e formată din oameni care au lucrat în sate evenimente, au lucrat în zona aceasta de advertising, de marketing și cumva au fost ținute de către persoanele acestea, da? Ajutor a fost din partea tuturor și, într-adevăr, am avut 1100 voluntari în acest festival. Mai o întrebare. Salut, Ștefan Roșiu am numesc. Salut. Am și o întrebare, cu ce agenție ați lucrat pentru promovare pe online și care a fost bugetul? Am lucrat cu două agenții pe promovare pe online, nu-i niciun secret. Am lucrat cu Web Digital și am lucrat cu McKen, care a fost aproape de noi în întreaga campanie. Cu ei am construit și conceptul creativ al festivalului. Iar vis-a-vis de buget,
nici n-am stat acum să fac un calcul așa, dar pot să spun, uite, îți dau o cifră ca să rămâi cu ceva din discuția asta. În luna iunie, bugetul de online a fost de aproximativ 40.000 de euro. Și un nume pentru 2016? Un nume pentru 2016? Aș putea să spun ce își dorește publicul, în primul rând. Știți că noi avem pe site-ul nostru o secțiune de preregistrare și unde se pot vota artiștii care, mă rog, se pot trece artiștii care vor să vină în festivalul viitor. Lacrimi Van Buren este în continuare în top, în preferințele publicului din România. Dar pe lângă Armin există și artiști care încă nu au fost la noi la festival sau nu au fost în România, cum e Martin Gerix. Există artiști de renume ca Tiesto, pe care oamenii ar vrea să se revadă în România. Există cerințe și pentru zona de live, iar anul viitor o să încercăm să ducem mai multe trupe și în zona asta de live, deoarece oarecum publicul care ascultă muzică electronică se activează după miezul nopții. Și atunci, până la miezul nopții, publicul care dorește să asculte muzică live și trupe și pentru ar putea să vină foarte ușor la festival și o să încercăm să ducem și trupe pop-rock. Mulțumim frumos! Vorbim acum despre cum arată femeia în 2015 și aflăm cum arată femeia în 2015 la un brand care a făcut poate cele mai multe acțiuni în această piață și aș vrea să felicit echipa de la Eva România și am să vă rog să întâmpinăm în aplauze pe Denisa Mihai, PR Manager. Mulțumesc! 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 Aș vrea să mai adaug de ceva despre Antot și anume din perspectiva sponsorilor. Avon a fost sponsor anul trecut, partener. Au luat proiectul foarte greu cu directorul nostru general, 2 luni de zile mi-a luat. Mai erau 2 săptămâni până în festival. Venea să mănânc buzele fiecare zi, în care vedeam câte lucruri frumoase au făcut. Și vreau să vă asigur că este unul dintre proiectele la care nu am avut nimic de reproșat, o echipă extraordinară și un proiect care a mers genunchi din momentul întâlnirii noastre până în momentul de follow-up pe care l-am primit fără să-l cer la 2 săptămâni după festival. Deci, la încă o dată. Poate mulți dintre voi se așteptau să vadă astăzi pe Raluca Chișescu, în fața voastră, cea care este liderul și inspirația noastră în proiectul pe care o să vi-l prezint astăzi. O femeie curajoasă și ambițioasă, așa cum poate o știți mulți dintre voi, a decis recent să continue să schimbe lumea în alt fel, prin antreprenoriat și după 16 ani de zile, în timpul în care a construit brandul Avon România, a decis să părăsească compania. Eu sper și am toată încrederea că echipa noastră va folosi toate informațiile pe care ni le-a dăruit de-a lungul timpului și vom continua să menținem Avon, așa cum este de 13 ani de zile, numărul 1 în piața din România. Provocarea noastră a apărut în februarie, când colegii noștri din Statele Unite ne-au dezvăluit planul lor măreț pentru 2015. Urmau să lanseze o campanie de comunicare, în secret, chiar și față de echipele lor locale. O campanie care discuta despre cele 3 arii pe care Avon le are definitorii ca o companie. Women Empowerment, Avon Products și partea de oportunitate sau dezvoltare independență financiară pe care o oferim femeilor din întreaga lume. A fost un moment surprinzător chiar și pentru noi, cei din echipa locală, în momentul în care am tras aerul piept și ne-am gândit ce facem. Luăm o campanie neșlefuită și o implementăm direct în local sau ne acordăm timp să vedem exact dacă ariile pe care ei le-au definit sunt valabile și pentru țara noastră. Ceea ce am decis, credem că a influențat foarte bine succesul campaniei. Am pornit în luna mai cu un research la nivel de România, în cadrul unui public 18-34 și 40-54 femei din mediul urban. Femei care ne-au demonstrat că planul corporației, planul companiei mari, Avon, nu era cel pe care ele îl așteptau. Și o să trecem puțin prin ceea ce înseamnă femeia anului 2015. Am vorbit despre 2025, însă cred că multe din informațiile pe care o să vi le prezint astăzi o să ne aducă cu picioarele pe pământ. Femeia din România resimte încă foarte multe presiuni sociale. Rolurile pe care ea trebuie să le îndeplinească perfect sunt multiple și încearcă din răsputeri ca în fiecare zi să fie mama perfectă, profesionistul perfect și să întruchipeze și un ideal de frumusețe pe care societatea cere de la ea.
În ceea ce privește egalitatea de șanse, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult față de mamei, bunica ei. Chiar dacă partenerul de viață implică foarte multe lucrurile gospodărești, să le numim, în continuare, ea este cea care este stăpână pe situație. Din punct de vedere al locului de muncă, ea luptă să dovedească că poate să fie egală cu un bărbat și investește foarte mult timp în acest lucru. Un lucru nu cred că surprinzător pentru mine, mai ales în perioada în care ne aflăm, româncele sunt solidare doar atunci când se simt vulnerabile. Unul dintre pilonii campaniei Beauty for a Purpose, așa cum se numește ea la nivel global, era solidaritatea între femei. Faptul că o femeie puternică o determină pe cealaltă și o încurajează să fie mai puternică. Ceea ce în România s-a dovedit că nu este. Femeile au declarat, deschis, în focus grupuri, că ele sunt mai degrabă invidioase una cu cealaltă și că nu se susțin nici măcar atunci când vorbim despre grupuri mai extinse. Într-adevăr, fac acest lucru în momentul în care vorbim despre o vulnerabilitate sau despre un grup cu adevărat restrâns, familie, prieteni foarte apropiați. În ceea ce privește cariera, femeile din România văd femeile antreprenori sau femeile de succes ca niște femei care sacrifică familia, timpul liber pe care îl acordă celor pe care îi iubesc. Nu le apreciază. Dacă vă gândeați că unul dintre lucrurile care ne-a șocat cel mai mult, faptul că femeile antreprenori ar fi cu adevărat apreciate în România. De fapt, ele sunt înțelese greșit. Se consideră că timpul pe care investesc în afacerea lor provine din timpul pe care îl acordau familiei feminităților. În ceea ce privește frumusețea, pentru români, ce în continuare rămâne arma lor. Arma cu care luptăm împotriva feminității sau împotriva unor situații dificile din viață. Așadar, pornim de la cum definiseră colegii din Statele Unite campania și cum era să o lansăm și noi în România, fără a defini clar ce își doresc româncele în 2015. Nu este vorba despre solidaritate feminină și în ceea ce privește locul de muncă, mai degrabă nu căutau independența financiară, ci căutau acel loc de muncă care să le ofere timp liber pentru familie, care să le satisfacă pasiunile și să le ofere un strop de feminitate în fiecare zi. Așa cum vă spuneam, în zona de empowerment se simte mai puternic atunci când este frumoasă și independentă financiară. Pentru că suntem o companie de vânzări directe, lucrăm direct cu 120.000 de femei în fiecare zi. Cercetarea despre care vorbeam s-a realizat la nivelul non-consumatorilor Avon, cât și la nivelul echipei noastre de vânzări. În ceea ce privește solidaritatea, lucrurile nu se schimbă nici în cadrul echipei noastre. Reprezentanții noștri spun că sunt solidare cu familia sau cu prietenii foarte apropiați. Însă ceea ce se schimbă este locul de muncă. Cariera femeilor Avon le permite acestora să-și îndeplinească pasiunile, să-și hrănească pasiunile și să acorde suficient timp familiei. Lucru pe care noi am vizat în momentul în care am construit această campanie. Ne-am dorit să spunem întreaga poveste Avon, așa cum a început ea în 1886 și în 1997 în România, acum 18 ani. Am construit campania pe trei piloni. Angajamentul pe care îl avem față de femeile din România și nu numai prin campaniile de responsabilitate socială, cele pe care deja le cunoașteți, de luptă împotriva cancerului la sân și a violenței domestice, dar fiind alături de ele și în alte proiecte și o să vă detaliez puțin mai târziu. Zona de produse și zona de dezvoltare personală și profesională sunt iar doi piloni ai campaniei noastre. Am început totul cu o declarație. O declarație în care ne-am implicat vedetele, așa cum am făcut-o și până acum. Dar de această dată am implicat 8 dintre reprezentanții noștri pe diferite nivele, de la reprezentanți, director de vânzări, lider. Am să vă invit să urmărim spotul pe care l-am realizat împreună cu Ian Boga și Jazz Communication. Să îmbătrânești pentru că
pentru Safică, nu doar tu ești mândră de copiii tăi. Și ei sunt mândri de tine. Sau că ochii tăi dau mai departe povești de iubire și că mâinile tale sunt creatoare de viitor. Că ești curajoasă. Tocmai pentru că știi că ești vulnerabil. E timpul să știi. Sau poate știi deja că o femeie puternică este o femeie frumoasă. O femeie care schimbă lumea prin frumusețe. Așa cum o faci tu. Este Alexandra, prin este beauty trainer în Suceava și nu avea vânătaia pentru că noi vrem să subliniem lupta noastră împotriva violenței domestice, pentru că ea, în momentul în care a însărcinată în 6 luni de zile, soțul ei o bătea destul de des, a plecat de acasă, fără nimic, s-a întors la părinții ei. Acum băiețelul are 2 ani de zile și a vrut ca prin această campanie în care noi am ales-o pe ea să se implice, să transmită și un mesaj. A fost dorința ei să-și spună povestea, că poate exista viață dincolo de violență domestică. Este acum, își termină facultatea, băiețelul are 2 ani de zile și își continuă cariera alături de Eamon. Așa, schimbarea aceasta poate să înceapă de la fiecare dintre noi. Iar poveștile pe care noi le-am spus prin cadrul campaniei sunt povești adevărate. Am vrut să le arătăm româncilor și tuturor românilor, de fapt, povestea fiecărei femei, așa cum ea alege să spună. În momentul în care am construit campania, ne-am gândit în primă fază să le încurajăm pe femei să nu se complacă în situația în care sunt, să vorbim despre a le scoate din zona de confort, însă ne-am dat seama că nu este o alegere bună. Am început prin a gândi încă din start 2 pași. Primul pas a fost cel al declarației, în momentul în care noi le încurajam pe femei și le aminteam tuturor din jurul lor cât de speciale sunt și cum schimbă fiecare dintre aceste femei viața noastră. Așa cum v-am invitat și pe voi astăzi, în cadrul evenimentului, să transmiteți către o femeie dragă un mesaj. Un mesaj pentru tot ceea ce a făcut ea de-a lungul timpului pentru voi. Etapa a doua va fi o etapă de reacție, o etapă de a trece de la pasivitate la acțiune prin puterile, prin armele pe care acestea le au. Campania a fost gândită încă din start multi-channel. O să vă arăt câteva dintre activările noastre. Nu o să insist asupra lor. Am început încă din startul lansarea internă, pe care nu o să insist astăzi. Lansarea internă mă refer către cei 120.000 de reprezentanți cu o șansă de vânzări. Apoi am mers către presă, blogări, vedete. Am continuat cu o campanie amplă outdoor, în presă, digital, chiar și aceste vederi care au ajuns la 200.000 de femei în întreaga țară, vederi pe care le-ați transmis și voi astăzi, pe care se pot trimite și online. Am salutat în fiecare dimineață femeile care mergeau pe zona Unirii, pe drumul lor să schimbe lumea. Și i-am încurajat pe reprezentanți să transmită mai departe mesajul nostru și cât de important și ușor este pentru ei să își construiască, pentru ele, în cazul nostru, să-și construiască o carieră alături de Eamon. Fără un șef, fără un program fix, fără un birou fix, având timp să-ți hrănești pasiunile și să petrești timp alături cu cei dragi. Între pilonii campaniei, așa cum vă spuneam, și poate cea mai important pentru noi este zona de a le susține pe femeia, a le încuraja să iasă de sub aceste prejudecăți pe care societatea încă le are asupra lor. Și dincolo de campanii sociale pe care le facem în România, am hotărât anul acesta să susținem alte 3 cauze.
mamele care lucrează de acasă, trei femei antreprenori din mediul rural care și-au construit propriul business și o piesă de teatru pe care vă invit să o vedeți, a fost lansată săptămâna trecută, se numește Exod 2.0 și este povestea mamelor care pleacă, părăsesc țara pentru a oferi un viitor copiilor. Un viitor care reduce timpul acestora petrecut cu, cu copii. Avem și o scurtă monitorizare, deci spun scurtă pentru că noi am încercat să vedem impactul acestei campanii foarte rapid. La 3 săptămâni după lansarea campaniei am implementat un media tracker care va fi reprezentat la sfârșitul campaniei. Rezultatele sunt peste așteptările noastre, ceea ce ne face încă o dată să credem că decizia noastră de a amâna lansarea din luna martie pe luna septembrie a fost una bună și că nu întotdeauna campaniile pe care le primim din global trebuie să implementate ad literam și că am avut bucuria să luăm o campanie conturată de către colegii noștri și să o facem aproape de la zero, pornind de la cum este românca anului 2015. Și n-aș vrea să închid într-un ton mai puțin optimist, însă eu cred că fiecare dintre noi poate schimba lumea, fie că o face prin frumusețe, fie că o face prin optimism, fie că o face prin implicare, însă nu așteptați lucrul ăsta de la alții, nu l-așteptați să-l faceți peste o săptămână, ci puteți să-l faceți de astăzi. Vă mulțumesc frumos! Interesant studiul vostru și trist, ca să zic așa, 2015, dar real. Vă rog, dacă aveți întrebări. Pot să vă spun că a fost un studiu comparativ între noi, polonezii cehi, ca să ne uităm și la alții, numai la noi, o gradă. Suntem aproape asemănători cu polonezii. Cehii sunt cei care se îndepărtează de ceea ce am descoperit noi în research și anume femeile de acolo se susțin pe cealaltă, au grupuri, participă împreună la diverse sesiuni și nu au această lipsă de solidaritate atât de pregnată cu și colegii polonezi. Asta a fost una dintre principalele diferențe pe care, asemănări pe care noi am întâlnit-o la nivel de independență financiară. Mai degrabă, femeile din Polonia erau orientate spre câștiguri, ale noastre spre o carieră care să le permită să aibă timp alături de familie. Ce cariere? Ok, întrebări, vă rog. Avem o întrebare de la un bărbat. Zine. Da, tocmai de la doi bărbați. Da, am și o întrebare pe următor. Foarte curios de ce ați folosit vedete, că din câte știu eu, fiind bărbat, Avon nu este categoria luxury din felul de produse cosmetice, adică nu e cel mai scump bracket. Nu. Exact. Suntem un brand de masă. Da, exact. Și întrebarea mea este, genul de client pe care l-aveți se relaționează cu vedete? Cel mai mult. Cel mai mult. Și suntem mândri să avem aceleași vedete de 4-5 ani de zile. Adică Andreea Marini, vedeta noastră din 2010, Loredana din 2011, Antonia din 2013 și la nivel de research-uri, de afinitate ale reprezentanților clienților noștri vis-a-vis de cele trei vedete pe care tu le-ai văzut în spot, pot să zic că este o afinitate foarte mare, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult. Am văzut cum trebuie să arate femeia pentru anul 2015, dar cum trebuie să arate bărbatul pentru femeia în 2015? Ai văzut, la momentul respectiv, spuneam că în ceea ce privește gospodăria, femeia se simte la fel cum era și mama ei, chiar dacă bărbatul a continuat să se implice mai mult, femeia în continuare este liderul în treburile gospodărești. Cred că este un prim pas să încep de aici. Mai avem o întrebare în spate? Revin la aspectul solidarității pentru că, sincer, sunt contrariată de răspuns. Eu am văzut solidaritate în cadrul unor grupuri de câteva mii de oameni, de femei și aș vrea să vă întreb, în cadrul focus grupului respectiv, care a fost scenariul în care au fost puse femeile de s-a ajuns la această concluzie că n-ar fi solidare? Ce întrebări s-au pus? În ce situații au fost introduse? Mulțumesc!
Noi am primit inițial rezultatele focus grupurilor și am fost siguri că nu a fost realizat corect, că nu există această problemă a solidarității atât de pregnantă în România. Însă ea a fost, studiul a continuat cu un research cantitativ care a demonstrat în continuare acest aspect. Mai degrabă, noi, întrebările au fost legate de susținerea pe care ele o oferă altor femei din viața lor, cum le-ar ajuta, ce suport le oferă în fiecare zi și dacă există situații în care una dintre colegele lor au anumite dificultăți, dacă ar susține-o sau dacă e vorba despre cineva foarte apropiat, asta au și declarat că dacă este vorba despre o persoană apropiată, mamă, soră, prietena cea mai bună, atunci sunt dispuse să vină și să facă foarte multe lucruri, să le fie alături, dar dacă este vorba despre o persoană îndepărtată, o persoană pe care o cunosc, despre care văd o știre la TV, nu apare această idee de solidaritate feminină, așa cum este acest trend care s-a transformat acum în mișcare de women empowerment. Femei care încurajează alte femei și există foarte multe declarații în acest sens că în momentul în care una dintre o femeie manager are în subordine femei și bărbați, mai degrabă ar înclina să aibă încredere în bărbați decât în femei. Este o realitate în care nici noi nu am vrut, în care nu am vrut să credem, însă toate aspectele au fost validate. Doamnelor, haideți să schimbăm situația. Altceva, nu știu ce să spun. Mulțumim frumos, Denisa. Și pentru că este vineri și pentru că toți vrem să ne odihnim unii mai mult decât alții poate, am să vă invit la o pauză scurtă de 15 minute și am să vă invit cu mare, mare, mare plăcere să ne revedem și să vorbim aici despre cum a fost la Abyss Marketing Exchange, despre cum a fost la Abyss PR Exchange, despre această provocare nebună pe care am vrut să o facem împreună cu Telecom și cu GMP Advertising și de a pune în pantofii celuilalt pe oameni. Oamenii agenții, oameni din companii, directorii de marketing într-o companie, în altă companie. Deci vă rog, 15 minute pe pauză și vin și-mi invit personal pentru o discuție de final la care aș vrea să ne fiți alături. Mulțumesc!